Am făcut plafonarea la prețul energiei și a gazelor în România pentru uzul casnic, dar și pentru întreprinderile mici și mijlocii. Corect. Lucru care a ajutat economia românească într-o perioadă dificilă și care a ajutat pe toți cetățenii români, pentru că inflația nu a mai crescut cum ar fi putut să crească. Spune și raportul BNR lucrul acesta, că lucrurile au fost sub control pentru că am luat această măsură și pentru că am plafonat adaosul comercial la produsele alimentare de bază. Țineți minte când a intrat la guvernare premierul Marcel Ciolacu, că a avut țintă 1000 de euro salariu mediu? Uh-huh. S-a întâmplat. Da. Da, suntem peste 5.000 de lei salariu mediu, datele INSE-ului spun lucrul acesta. România nu mai este o țară a salariilor mici, economia românească are provocări în față, provocarea vine din prețul scump al energiei. Cum suntem și cum vom rămâne competitivi în Europa dacă prețul energiei se menține ridicat? Pe de altă parte, gazele din Marea Neagră pot să dea oportunitate pentru România și unicitate în tot peisajul european. Adică industria chimică, industria siderurgică, industria sticlei, industria fertilizatorilor, îngrășămintelor, toate se pot dezvolta în România, coroborat cu noile politici ale Uniunii Europene, care vor să pună taxe vamale, SIBEN-ul, pentru importurile acestor produse care poluează foarte tare. Bine v-am regăsit la SPIN. Astăzi a venit din nou alături de noi Radu Ștefan Oprea, Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Bună ziua, domn ministru! Bine ați venit! Bună ziua! Mulțumesc mult pentru invitație! Chiar vorbeam înainte să intrăm în discuție că am putea face o rubrică săptămânală aici la SPIN. Bine, nu știu cât timp avem, dar putem să facem asta pentru că sunt lucruri de discutat și despre economie, și despre turism, și despre antreprenoriat. Și astăzi o să discutăm și despre acel fenomen numit shrinkflație. Mi-e și greu să-l pronunț, pentru că s-au întâmplat niște lucruri în ceea ce privește comerțul, în sensul că unii comercianți s-au gândit ei așa, hai să mai scădem cantitatea, dar să păstrăm prețul, și a intervenit statul, dar o să vorbim despre asta. Începem însă cu turismul. Cum a mers turismul până acum, anul acesta, în România? Dacă ne uităm pe cifrele statistice, a fost un sezon bun pentru litoralul românesc, în sensul numărului de turiști care au vizitat litoralul. Toate stațiunile au fost pline, weekenduri record, recordul de fapt a fost în perioada mini-vacanței. Acum se desfășoară Litoralul pentru Toți. Acesta este un program voluntar al hotelierilor de pe litoral. Ei se înscriu voluntar, 2, 3, 4 stele. Durează până pe 20 octombrie. Mai este o perioadă și în mai până în iunie, când începe sezonul estival, pentru a putea să prelungim viața litoralului românesc. În același timp, am văzut ce s-a întâmplat pe litoral. Peste 200 de litri pe metru pătrat. Cred că nu 200, se întâmplă 48. Chiar și 250 în anumite știți zone pe la Vama Veche. Știți că la partea asta cu vremea, periodic așa trebuie să vorbesc despre asta, pentru că a fost o perioadă în parcursul meu profesional în care am prezentat meteo. Și atunci cam știu cum e cu treaba asta și aveau dreptate cei de la ANM când spuneau că a plouat într-o noapte cât, nu știu, pentru 3 luni. Normal să se creeze o viitură, dar nu e normal să-ți ia hotelul sau, mă rog, să-ți ia casa, să-ți ia poarta, să-ți ia, să-ți distrugă infrastructura. Ce se poate face din punctul ăsta de vedere? Pentru că e clar că astfel de fenomene se vor mai întâmpla. Că nu e prima dată când vin inundațiile în zona cu litoralului. Cu certitudine, nicio rețea de canalizare nu se dimensionează la astfel de cantități, pentru că n-ar fi rentabil, ar costa extrem de mult. Asta însă nu scuză faptul că nu s-au făcut investiții, spre exemplu, în partea de faleză, pe la Neptun, pe la Eforie, unde, din câte știu, proprietarii este autoritatea locală și acolo deja scările dispăruseră. Eu am fost sâmbătă. Imediat după noaptea și ziua în care au fost acele ploi, am văzut Neptunul, am văzut Vama Veche, am văzut ce s-a întâmplat. Deja erau foarte multe hoteluri unde activitatea continua normal, turiștii erau acolo, nu plecaseră de pe litoral, nu-și întrerupseseră concediul și lucrul acesta a fost bun. Ce putem face? Coordonare între diversele instituții ale țării, pentru că aici, din punct de vedere al turismului, deși numele e generos, Ministerul Turismului, ar trebui să putem să facem foarte multe. Suntem destul de limitați în competențe. Noi clasificăm, facem politicile publice, facem partea de promovare
a României ca destinație turistică și mai avem ceva parte de control, dar tot pe partea de clasificare și felul în care arată plajele. Noi nu suntem proprietari, nu suntem administratori, acestea se află la Apele Române, sub Ministerul Mediului. Autoritățile locale au și ele un rol determinant. Ce facem noi și ce ne-am propus să facem este să încercăm să venim, să adunăm lumea la aceeași masă pentru a putea discuta aceste lucruri. Și vă dau un exemplu concret. Este acea discuție referitoare la închirierea plajelor. Ne-au spus antreprenorii de pe litoral că faptul că aveau un an sau doi ani de zile contract de concesiune duceau să implici să fie costuri foarte mari cu întreținerea plajei, cu costul șezlongului și așa mai departe. Și atunci, în grupul de lucru pe care l-am constituit împreună cu Ministerul Mediului, am venit cu opțiunea lor de a avea contracte pe 10 ani de zile și lucrul acesta s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, vorbeam ieri cu ministrul Fechet, pentru că și el a fost pe litoral, l-am rugat să meargă să vadă plajele, având autoritate, sub control autoritatea Apele Române, implicit partea de plaje, și a avut la rândul lui discuții cu hotelierii, încearcă acum să găsească o formulă în care hotelierii să aibă un drept de preemțiune, pentru că e puțin probabil să poți să vii cu un pachet bun pe litoral când te aștepți, nu? Să ai și corect plaja la care mergi, gestionată de hotelul la care ți-ai cumpărat și ți-ai rezervat camera, încearcă să facă un drept de preemțiune. În sensul că să nu fie plaja administrată de mine și hotelul să fie al dumneavoastră sau invers, ci dacă aveți un hotel să aveți și ca drept... Ca hotelier ar trebui să am tot interesul ca tot pachetul de servicii pe care îl ofer, cazare, restaurant, plajă, să fie un pachet competitiv. Să pot să vin cu prețuri exact bune și atunci să vă atrag pe dumneavoastră, familia, copil, să știu că veniți, că vă duceți acasă și că povestim prietenilor noștri, rudelor, cât de bine a fost. Despre asta e vorba. Turismul fără poveste de succes nu va funcționa niciodată. Sau s-o simplificăm altfel, să te duci acasă să spui că a fost bine și nu cât de rău a fost referitor la costuri și servicii raportate la prețuri. Cam asta e ideea, calitatea lor. Sunt extrem de multe lucruri de făcut. Organizațiile de management a destinației care au început să fie constituite pe litoral, cu certitudine vor reuși să definească mai bine și să pregătească turistul pentru ce l-așteaptă. Eu am greșit la un moment dat, în acea mini-vacanță am ales să înoptez în Mamaia, am auzit muzică, nu m-am bucurat că n-am putut să dorm, dar mi-am dat seama că eu eram în locul greșit. Pentru că dacă spunem despre Mamaia că este zona de distracție, dacă n-ar cânta muzica, am avea o problemă. Corect. Eu ar fi trebuit să aleg o altă stațiune unde să fiu informat ca turist că acolo este locul unde pot să meargă oameni care vor să se odihnească cu familia, cu copiii sau să poată dormi noaptea, și acolo dacă ar cânta muzica, am avea o problemă. Informarea turistului este extrem de importantă din punctul meu de vedere și de aceea cred că aceste organizații de management a destinației au un rol important. Să știm să punem fiecare stațiune pe hartă cu specificul ei. Vreau o stațiune cu activități, vreau o stațiune cu distracție, vreau o stațiune pentru familia cu copii mici. Lucrurile acestea trebuie cunoscute foarte bine și atunci vom avea surprize plăcute. Corect. Revenind la povestea cu plajele închiriate sau concesionate pe 10 ani, deci acum e regulă? E cumva este regulă, sau trebuie un alt normativ? Este regulă, este deja acest criteriu cu 10 ani în caietul de sarcini. Din păcate n-au reușit să țină toate licitațiile, de-abia acum la sfârșit de sezon au deschis o parte dintre licitații. Aș spune târziu, dar măcar să ne prindă pregătiți anul viitor și să nu mai fim din nou surprinși. Să vedeți ce s-a întâmplat, a venit vara din nou. Da, a venit vara și să vedeți ce s-a întâmplat. Din nou, șezlongul este, nu știu, 100 de lei. Apropo de asta, că tot în mini-vacanță am fost tot pe litoral, dar nu în Mamaia, că am copil mic, ci am fost în 23 august, unde nu este încă toată plaja amenajată, ceea ce nu e rău, adică nu vreau să fiu înțeles greșit, și unde prețurile sunt evident mai mici, dar se lucrează foarte mult pe faleză, ceea ce a deranjat pe multă lume din cauza mirosului, că s-a dus nisip din mare, miroase într-un fel. Însă m-au surprins la plaja din Tuzla, de exemplu, unde am trecut într-o zi, prețurile pentru șezlonguri. Totuși, e un șezlong să te coste
undeva la 80 de lei pentru jumătate de zi la Tuzla, unde nu ai foarte multe activități și nu e ușor de ajuns și n-ai loc de parcare și nu ai loc de cazare apropiat de plajă și așa mai departe, mi se pare un pic cam mult. Dar să sperăm că prin ceea ce se întâmplă acum, în sensul că vor avea 10 ani în care să-și pregătească plajele, costurile pe care le vor împărți, nu zic să scadă de 10 ori, ci le vor împărți pe 10 ani și atunci poate și vor... Și să dispară intermediarii, pentru că era și acest fenomen de cineva câștiga licitația, dădea în închiriere cuiva, credea în închiriere la rândul lui al cuiva și atunci, normal, toată asta făceau să crească prețul. Japca pe turist ar trebui să înceteze. De acord. Altfel, litoralul românesc nu va avea o poveste de succes. Spuneați că pe lângă apele române, în ceea ce privește gestionarea zonei de litoral, o influență importantă o au și autoritățile locale, primăriile din fiecare zonă, localitate care are pe teritoriul său o plajă. Că, de exemplu, Vama Veche, ok, cu Vama Veche, 23 august e cu 23 august, nu prea mi-e clar la... Mă mai presupun că ține de Constanța, și sau, așa de mai Năvodari, sau de Năvodari, de Mamaia Nord, cum Mangali are și ea câteva zone pe care le administrează ca primărie, mă refer. Ce ar trebui să facă primăria ca să nu mai vină valul? Dar nu din mare, ci din ploaie. Sigur că sunt lucrări de consolidare care pot fi făcute întotdeauna și lucrări de întreținere. Cel puțin zona pe care am văzut-o de faleză, unde nu mai erau scări, acolo nu au mai fost lucrări de întreținere făcute de ani mulți de zile. Se degradează în timp o lucrare care nu este întreținută. Cu atât mai mult cu cât suntem pe litoral, cu cât avem un mediu plin de sare. Aici, sigur, trebuie să fie o implicare a autorităților. O să știm, o să auzim probabil întotdeauna că nu sunt bani destui. Mm-hmm. Trebuie găsită și această soluție, s-au luat în calcul și această nevoie de a investi în partea de promenadă, în partea de faleză, toate vin și constituie întregul. Nu pot să mă duc doar într-o insulă, un hotel cu o plajă bună, am nevoie să fac activități. Corect. Trebuie să ies din zona aceea. Cu un copil mic trebuie să mergem și la distracție, trebuie să mâncăm și o înghețată, nu poftim și la un porumb copt. Sunt lucruri pe care de obicei vrei să le faci pe litoral, să te bucuri de apă, de ce nu la Mamaia să poți schia și pe lac, da, un schi nautic. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem și din păcate se blochează de foarte multe ori în măsuri birocratice de neexplicat. Da, absolut de neexplicat. Aici voiam să vă întreb, adică există... Sigur, lipsa finanțării, o știm cu toții, o întâlnim, e o realitate. Dar există fonduri, nu neapărat europene, poate și de la bugetul național, care pot fi folosite pentru îmbunătățirea acestor condiții, în sensul că îmbunătățirea infrastructurii localității, că până la urmă promenada e o zonă de infrastructură. Canalizarea, care să preia apele pluviale, reprezintă o parte de infrastructură. Sunt fonduri europene, naționale, care ar putea fi utilizate? Dacă da, de ce nu le folosesc? Întotdeauna primarii care sunt destoinici au arătat că știu să găsească fonduri. Din punctul meu de vedere, pe litoral, mai ales în zona Mamaia, Constanța, s-ar putea face mult mai mult pe turismul de eveniment, spre exemplu. Trebuie cumva să găsim soluție să prelungim programul, nu doar cele 2-3 luni de vară, și să vii să folosești capacitățile hoteliere pentru conferințe, pentru lucruri care se pot întâmpla. Există sale de conferințe, foarte multe dintre hoteluri au, există târguri specializate pentru conferințe. În cea asociația, organizația de management a destinației din zona respectivă, unde sunt și antreprenorii și partea de primărie de autoritate locală, sunt împreună în acest OMD, ar trebui să fie prezente la astfel de târguri, să spună, uite, puteți veni la noi, există aeroport, autostradă, aeroportul internațional Otopeni, lucrurile pot evolua într-o astfel de direcție. Și vă dau un exemplu. Uitați-vă la Craiova. Da? Un oraș care a devenit destinație turistică pentru turismul de eveniment. Târgul de Paști, târgul de Crăciun. Acum am aflat cu mare încântare că deja agențiile de turism din Bulgaria vând bilete pentru târgul de iarnă, pentru târgul de Crăciun. Mi spunea și primarul de la Craiova. Adică Olguța Vasilescu. Se întâmplă lucrurile astea, dar trebuie să vrei, trebuie să fii dedicat. Am văzut într-un interviu că și
chiar vreau să vorbim la un spin. Am tot zis că o să merg acolo de târg cu echipa să vedem exact care e atmosfera din Craiova în momentul târgului. Să vă rezervați din timp pentru că nu o să găsiți camere. Cred că ne primește doamna primar la ea acasă, că suntem de aici de acasă. Dar să revenim. Zicea că anul acesta vrea să facă un eveniment mai degrabă gastronomic în legătură cu târgul de Crăciun. În sensul că vor veni bucătari din toate țările apropiate României pentru a vedea și bucătăria turcească, și bucătăria bulgărească, și bucătăria sârbească, why not? Și așa mai departe. Adică vor veni bucătari și va fi pe lângă ceea ce știm că găsim la un târg de Crăciun, va fi și o parte tradițional, gastronomico, nu știu, culturală, să-i spunem. Ceea ce mi se pare o idee, adică bună. Sau Corina Ene, o știți, primărița noastră de la Căbești, din Bihor, care face acel festival peste vară, care adună zeci de mii de turiști într-o comună, pentru Dumnezeu, cu 1700 de suflete. Da, sunt soluții și mi se pare corect ce spuneți. Și la mare, sigur, te bate vântul la mare, e cam greuț iarna, dar se pot găsi soluții și pentru... Da, pentru conferință, când ai un scop principal, conferința respectivă poate funcționa pe litoral fără nicio problemă. Apropo de tot de turism și ca să încheiem așa puțin latura aceasta discuției noastre, că acum vine sezonul de schi. Stăm mai bine anul acesta pe pregătire, sigur. Sperăm că și să ningă, că o să și ningă după mulți ani, n-am mai nins așa puternic în țară, dar suntem mai pregătiți decât, să zicem, suntem în perioada estivală pe litoral? Suntem pregătiți. Ca infrastructură, mă refer. Există în cadrul Ministerului un program pentru dezvoltarea stațiunilor de schi și acelor balneoclimaterice. De ani de zile nu s-a făcut să nicio plată. Mm-hmm. Erau vreo 150 de proiecte găsite, foarte multe cu avize expirate, deja primarii cedaseră, nu mai vreau să mai audă de minister, nu mai vreau să mai audă de Ministerul Turismului sub nicio formă. Am reușit să facem primele trei plăți pe trei programe. Stațiunea Borșa pentru schi este unul dintre beneficiari. Sigur, ei sunt pregătiți. A fost la Voinasa. Este extraordinar. Elveția e acolo. Din păcate, sunt zone de cazare cu vechi dispute în instanță. Nu se poate, nu e suficientă capacitate de cazare. Lucru greu de explicat pentru România, când ai un loc miraculos, să fii sus pe platou, să vezi lacul, vă spun, peisaje care sunt în competiție cu oricare loc frumos, raiul unui schior. Și să n-ai aproape capacitate de cazare este absolut de neiertat și totuși este un fapt în România. Din acest punct de vedere, avem acum un proiect și o să fiu, cred că în prima săptămână din octombrie, pe Valea Prahovei. Am invitat reprezentanții primăriei din Ijgăl, care au peste 500 de kilometri de pârtie, și unde să vină viceprimarul împreună cu șeful la transport pe cablu, cu Doppelmayr, care sunt unul dintre marii producători de echipamente, să vorbim împreună cu primăriile de la Sinaia, la Bușten, la Azuga, la Predeal, despre un proiect comun de a vorbi despre Valea Prahovei, că ăsta e brandul. Greu să ajungi cu Sinaia, Buștenia, Zuga sau Predeal să fii cunoscut peste tot, dar Valea Brahov este deja un brand. Să învăță de la ei cum se asociază, că nu prea ne iese asta cu asocierea, cum au reușit și mi-au spus că au și secretul fondurilor europene. Și cred că atunci am putea să vorbim despre un proiect integrat, un domeniu schiabil Valea Brahovei, în care toate localitățile vor avea de câștigat. Valea Doftanei intră și ea într-o zonă de dezvoltare pentru turism, să-i spunem, de munte, așa, montan. Valea Doftanei cu certitudine, da, pentru că au început deja lucrările la drumul Valea Doftanei-Secăria. Este un drum va fi spectaculos, va fi foarte, foarte frumos în momentul în care va fi gata. Astăzi Valea Doftanei era o destinație unde era capăt de drum. Da. Dar prin legarea de Brașov, cu certitudine, va deveni o destinație turistică. Haideți să vorbim și despre economie. Ce merge cel mai bine în economie astăzi în România? Economia românească are provocări în față și este provocarea pe care o are toată economia europeană. Provocarea vine din prețul scump al energiei. Mm-hmm. Cum suntem și cum vom rămâne competitivi în Europa, în lume, cum va rămâne Europa competitivă dacă prețul energiei se menține ridicat. Și de aici pot veni oportunitățile pentru România.
Pentru că 2027-2030 ca orizont de timp înseamnă pentru România energie verde, sigur, va trebui să fie și mai ieftină. Pentru România, faptul că avem o industrie de petrol și gaze cu tradiții, prima rafinerie din lume, 1857, frații mei, Hedințeanul, lângă Ploiești, au construit acolo această rafinerie. Avem foarte multe sonde vechi unde se poate stoca carbon. Am vorbit cu profesorii mei de la Universitatea de Petrol și Gaz, mi-au zis că din punct de vedere geologic nu avem astfel de probleme. Deci pe de o parte energie, pe de o parte captarea, stocarea carbonului, pe de altă parte gazele din Marea Neagră pot să dea oportunitate pentru România și unicitate în tot peisajul european. Adică industria chimică, industria siderurgică, industria sticlei, industria fertilizatorilor, îngrășămintelor, toate se pot dezvolta în România, coroborat cu noile politici ale Uniunii Europene, care vor să pună taxe vamale, SIBEN-ul, pentru importurile acestor produse care poluează foarte tare. Deci asta ne dă nouă o șansă foarte mare, știm să jucăm cartea, suntem învingători, suntem câștigători. Pregătim lucrurile acestea, la Ministerul Economiei am avut întâlniri pe toate aceste tipuri de proiecte, astfel încât să știm că în momentul în care decizia este foarte clară, așteptăm noile orientări ale Comisiei, președinta Ursula von der Leyen să vină, noi comisari, și să vedem că lucrurile se așează clar într-o anumită direcție, dar conform raportului Draghi, lucrurile merg în această direcție, cu certitudine România va avea o șansă imensă. Vă mai dau un exemplu. Avem Returo. A pornit acest program și avem plastic, avem sticlă, avem aluminiu. Păi acestea deja sunt resurse, pentru că avem o cantitate foarte mare, nu mai sunt deșeuri, să le-am transformat în resursă. Deci am vorbit cu ministrul Fechet să găsim împreună și cu economia cum închidem economia circulară, cum transformăm aceste foste deșeuri care au devenit resursă mai departe. Spre exemplu, am avut întâlnire cu premierul Marcel Ciolacu, cu cei de la Coca-Cola, care au investit foarte mult. Astăzi la ei economia circulară e complet, PET-ul vechi se transformă în PET nou și circulăm în continuu fără nicio problemă. Mai avem de rezolvat sticla și mai avem de rezolvat aluminiu și prin scheme de ajutor de stat direcționate, dând impulsul în economie acolo unde trebuie, lucrurile acestea pot evolua foarte rapid în România. La sticle e problema pentru că nu avem suficiente capacități de prelucrare și producție? S-au închis fabrici în România pentru că energia este scumpă. De aceea spun, energia mai ieftină este una dintre principalele zone unde trebuie să acționăm. Și vă aduc aminte de un lucru. Am făcut plafonarea la prețul energiei și a gazelor în România pentru uzul casnic, dar și pentru întreprinderile mici și mijlocii. Corect. Lucru care a ajutat economia românească într-o perioadă dificilă și care a ajutat pe toți cetățenii români pentru că inflația nu a mai crescut cum ar fi putut să crească, spune și raportul BNR lucrul acesta, că lucrurile au fost sub control pentru că am luat această măsură și pentru că am plafonat adăosul comercial la produsele alimentare de bază. Astăzi, măsurile pentru care PSD strângea semnături în urmă cu vreo 2 ani de zile, într-un august, pentru plafonarea gazelor, moment în care, din păcate, cu partenerii noștri de la PNL ne contram foarte puternic, ei spunând că este o măsură anti-piață, antiliberală. Ei dereglementaseră, de fapt, mai devreme piața complet într-un moment în care venea criza. În 2019 făcut-o, pentru că a fost în 2018 momentul acela în care s-a intervenit, tot PSD-ul era la guvernare, s-a intervenit cu plafonarea și au zis nu, este o intervenție în piață, un comunism, așa, după care au explodat prețurile. Și astăzi soluția este acceptată. Astăzi soluția o vedem și în raportul Draghi. Da, Este dată ca un model de bună practică, uite cum putem să facem. Asta înseamnă că statul are responsabilitate, guvernul executivul are responsabilitate în momente de criză. Trebuie să intervii și am făcut lucrul acesta. Deci măsurile acestea de protejare a economiei românești au dat roade și trebuie să mergem în continuare cu scheme de ajutor de stat dedicate, cum este cea de la Investalim, pentru că avem nevoie de mai multă carne de porc. Vorbeam cu cei din industria de prelucrare a cărnii din România, Mezelul și așa mai departe. Majoritatea companiilor sunt cu capital românesc. Da. Este una dintre industriile cu capital românesc.
importă, vorbeam cu ei și spuneam, importăm peste 80% din carne, din carnea de porc. Acum, cu noile ferme în care investesc, lucrul acesta într-un timp foarte scurt va fi schimbat. Da, pentru că înțeleg că sunt vreo, cred că 13-14 unități ferme în care vor crește purcei și porci, care se finalizează anul acesta, altele 12 anul următor. Același lucru se întâmplă și la materiale de construcții. Avem acest boom extraordinar 2025-2026, sigur, 2024, construim foarte multă infrastructură. Aveam nevoie de autostrăzi, aveam nevoie de spitale, școli și așa mai departe. Dar importăm foarte multe materiale de construcție. Și atunci am venit cu această schemă de ajutor de stat. Încep deja să se vadă efectele în piață. Luni voi fi la inaugurarea unei fabrici de cărămizi, probabil una dintre cele mai mari din țară. Avem nevoie de produs fabricat în România cu care să aducem efecte în economie, să crească PIB-ul și lucrul acesta se poate întâmpla doar dacă fabricăm mai mult și consumăm mai mult din produsele din România. Cumpără românește nu e un slogan, cumpără românește e un concept foarte important prin care ne putem sprijini și dezvolta împreună. De la întreprindere individuală, PFA, întreprindere mică și mijlocie, până la marile companii din România. Pe partea de forță de muncă, în acest moment, cum stăm? Pentru că a fost o perioadă, acum câțiva ani, în care se discuta intens despre faptul că nu vin companii sau nu se creează companii noi în România, pentru că nu avem o forță de muncă pregătită bine sau nu neapărat înalt calificată, pentru că acolo e altă discuție, care să intre pe segmentele pe care au nevoie. S-au mai schimbat lucrurile? S-au schimbat fundamental. România nu mai este cunoscută, aveam competitivitate pentru că salariile erau foarte mici. Lucrul acesta s-a schimbat. Corect. Țineți minte când a intrat la guvernare premierul Marcel Ciolacu, că a avut țintă 1000 de euro salariu mediu? Uh-huh. S-a întâmplat. Da. Da, suntem peste 5000 de lei salariu mediu, datele INS-ului spun lucrul acesta. România nu mai este o țară a salariilor mici. Este o țară care are forța de muncă ocupată, cred că sunt 455.000 de șomeri, ceea ce este o cifră mică. Avem acum, spre exemplu, un proiect în care sunt 3 companii multinaționale și care dezvoltă domeniul microelectronici, al chipurilor. S-a vorbit foarte mult în România, unde putem fi noi prezenți în tot acest ciclu. Să ai o fabrică e mai complicat și e mai puțin probabil, dar dacă te uiți pe cifre, o să constați că firmele care vin cu inteligență, cu creativitate, câștigă mai mult astăzi decât fabricantul. Uh-huh. Atunci, faptul că putem să facem acest lucru în România, mie îmi dă foarte mare încredere. Pe acest proiect, IPCEI, pe fonduri prioritare, sunt proiectele importante pentru toată Europa. Înseamnă că cele 3 companii, în colaborare cu toate universitățile tehnice din România, să poată pregăti forța de muncă specializată. E nișată, într-adevăr. E o forță de muncă ultra-specializată. Și deja prin dotări, prin laboratoare, prin tot ceea ce va însemna acest proiect, eu spun că suntem pe drumul cel bun și că microelectronica este unul dintre domeniile în care România poate să vină din nou. Mai e un subiect. Inteligența artificială. Nu, aș fi dus tot pe energia verde, da? Un pic. Okay. Pentru că vrem să fie curat, vrem să nu fie poluat, dar dacă ne uităm cu atenție la ceea ce înseamnă astăzi, spre exemplu, un automobil electric, într-un automobil hibrid intrau 2 kg de nichel, cam așa. Astăzi, cel puțin 42. Depinde de baterie. Pentru acest lucru ai nevoie de undeva să produci acest nichel, adică înseamnă minerit. Suntem pregătiți în Europa, din punct de vedere al strategiei a autonomiei europene, să redeschidem mine? Nu știu, este o întrebare care trebuie pusă, pentru că fără consultarea comunităților locale, evident că nimic nu va fi putut făcut vreodată, însă deja au apărut tehnologii noi, ele vor fi din ce în ce mai competitive. Și mai prietenoase cu mediul. Mai prietenoase cu mediul. Legislația în România am schimbat-o. Putem face aceste lucruri în conformitate cu Critical Mineral Act, care este regulamentul european. Am adaptat deja legislația din România cu accent pe halde, pe iazuri, pe ceea ce este astăzi și poluează în continuare. Aici găsim, dacă vom reuși să găsim soluțiile, și asta este ceea ce încercăm să facem în Ministerul Economiei, eu cred că vom reuși să arătăm că noile soluții tehnologice
permit României să fim competitivi de la partea de extracție, economie circulară, producție, economie circulară, competitivitate. Perfect. Am promis că vorbim puțin și despre partea de consum, dacă vreți, în ceea ce privește alimentele. Și ați vorbit despre acea plafonare a adaosului comercial, la fel criticată la început și care acum își arată pe deplin efectele, în sensul că inflația a scăzut, în special la alimentele de bază, cum era de așteptat. ANPC-ul este în subordinea Ministerului Economiei și... Este în coordonarea ministrului. În coordonarea dumneavoastră și atunci aș vrea să vă întreb despre șrinflație, despre modul în care s-a rezolvat această problemă din retail, în sensul că au fost unii producători care s-au gândit, ok, ați modificat adaosul comercial, bine, mi l-ați limitat, scad și-o cantitatea, las, de exemplu, sticla de un litru de ciofia, hai să dăm exemplu detergentului sau balsamului de rufe. Sticla e de un litru, dar pe etichetă micuț scrie 950 de mililitri. Prețul a rămas același. Ce nu se mai poate face din acest punct de vedere de acum încolo, în sensul că înțeleg că este un ordin al ANPC care interzice această practică sau nu o interzice, ci o reglementează. Consumatorul să fie informat. ANPC-ul exact acest lucru poate să facă, să solicite ca să fie toți consumatorii bine informați și să nu există practici înșelătoare. Să te atragă într-o capcană vânzându-ți o cantitate mai mică cu același preț, păstrând ambalajul și făcându-te să crezi că de fapt primești același lucru. În fapt, tu primești o marfă mai scumpă. Și atunci a fost modelul din Franța, a avut aceeași abordare am avut-o și noi, de a face cunoscute aceste lucruri prin marcaj la raft. Și ordinul ANPC, președintele ANPC, care astăzi este valid, este publicat în Monitor Oficial, spune acest lucru. Am avut acea perioadă de informare a Comisiei Europene, am primit avizul de la Comisia Europeană și sigur că astăzi acest lucru trebuie să se întâmple, să vedem acele panouri care ne avertizează și noi suntem cumpărători care știm și suntem informați și când alegem, alegem în cunoștință de cauză. Pentru că ne dorim noi acest lucru, nu cineva ne înșală. Afișăm la raft și vor fi lucrurile clare pentru toată lumea. Asta este o parte și shrinkflation a ceea ce alți economiști denumeau gridflation, lăcomia companiilor. Dacă ne uităm la profiturile pe care le-au făcut în timpul crizei companiile din energie, nu exista o justificare logică sau pe consum sau pe costuri sau pe creșteri de salarii sau a materiei prime care să justifice vreodată creșterea exponențială a prețului energiei. Acest lucru s-a întâmplat și la alimente. Dacă tot putem să scumpim, de ce să nu scumpim? Pentru că vrem să facem bani mai mulți. Aici trebuie întotdeauna un echilibru și eu cred că ceea ce trebuie să învățăm obligatoriu este să ne asociem între noi. Când puterea de negociere este inegală, uitați-vă între rețelele de hipermarketuri, supermarketuri și întreprinderile mici și mijlocii din România. Sau producătorii români. Sau producătorii români. Merg individual, mi-e greu. Merg împreună cu asociația și definez condițiile generale, ei, acolo s-ar putea să am putere de negociere. Cred că lucrul acesta trebuie să-l învățăm să-l facem mai bine împreună. Și cu siguranță se va întâmpla pentru că pașii au fost făcuți. Mulțumesc mult, domnul ministru, ca de obicei o plăcere să stăm de vorbă, vă mai aștept la Spin. Și eu vă mulțumesc mult și mergem la ediția cât? A cincea, cred că. A cincea data viitoare, cu siguranță. Mulțumesc.